Un bărbat se angajase în traversarea străzii, dar șoferul unui autovehicul nu l-a observat și l-a acroșat. Accidentul a avut loc pe strada Gării, în vecinătatea clădirii Semiluna, iar trecerea de pietoni este una dintre cele aparținătoare sensului giratoriu din zonă. La fața locului au sosit imediat două echipaje ale poliției și unul aparținând SMURD. Tânărul accidentat are 19 ani, iar șoferul 53. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 53 de ani din Recea, aflat la volanul unui autoturism condus dinspre Bulevardul Traian înspre Bulevardul Regele Mihai I, a surprins și accidentat un pieton în vârstă de 19 ani din Tămășești. În urma evenimentului rutier, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean Baia Mare pentru acordarea de îngrijiri medicale, unde a rămas internat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză se efectuează cercetări într-un dosar penal privind vătămare corporală din culpă.